Hai, mă, Andrei, hai, stai acolo. Fugi. Fugi la locul tău. Nu am fugit, mai sunt 10 minute, nu sunt și nici acum. Fugi la locul tău, Andrei. Să-i mai dăm o explicație, că mă pune pe mine să știi de ce te-ai mutat la mine. Hai, mă, că o iubești, după aia iară zici că o iubești. Nu, nu mai am ce treabă eu. Hai, lasă. Și-a terminat asta. Treceți peste o... Ce zici, din seara, că o iubești. Vine la emisiune și atât. Zi, Cristina, ai zis la nervi sau... Ai zis la mișto, la nervi. Uite, vezi, abia așteaptă să o pup și să vă împăcați din nou și să vă iubiți, să... Se pare că am defilat astăzi pe aici, te întreb încă o dată. Nu, dar mi-ai spus că... Dacă nu, eu te am întrebat atât. Nu mă ridic eu. Asta ai spus. Dacă nu eram eu, nu te deranja pe tine. Adică nu cred că s-a dat de tare, nu. Toată lumea a plăcut să arăpătam. Când noi o să avem copii frumoși, o să avem familie, pe tine te deranjează, nu știu, poate nu-ți place cum mănânc cu furculița și o să nu zici, n-am chef și mă lași acolo pe stradă, frate, că ăsta ești. Păi nu, ăsta ești. Dacă mi-ai spus odată, spus? Am purtat discuție, când o să ne certăm ce faci, mă lași acolo, poate n-am bani de taxi, ia, și te descurci. Ce? Da, te descurci. Da, dacă ai fi avut ocazia, ai fi plecat acum în casa ta. Jur, pe ce vrei tu? Păi te cunosc. Pe atât de câte ne-ai zis. Păi și ce, ai venit după mine? Da, păi nu trebuia, că n-am greșit. Ai venit după mine? Nu, păi tu nu ai avut chef. Tu nu ai avut chef. Da. Bine, o să vezi ce o să fac. Niciodată să nu spui că mă iubești. Niciodată în viața ta. Eu nu ți-am făcut ție nimic. Nu ți-am făcut ție nimic. Nu ți-am găsit ție nimic. Ți-am dat motivele în față. Traian, tu? Ți-am dat tot în față ce ai făcut. Diseara ai să spui că, bă, că tu iubești pe Cristina și îmi pare rău că ne-ai încertat. O să vezi. Mi-a părut rău de prea multe ori. Mi-a părut rău. Și de fiecare dată am zis, lasă. Tu sau eu, că tu aruncai cu vorbi. Eu aruncam cu vorbi din cauza ce făceai tu. Cum îți convenea, nu mă suporți. Cauzi motive, ți-am bătut spus. Joc. Tu ai căutat motive să-i bătut joc de mine la început. Nu, eu ți-am spus zilele trecute că tu cauzi motive bine, și că nu-ți mai convine bine. Și fac întotdeauna ai ceva. O sărut, mă respinge, o sărut, vorbești și de altceva. O sărut, da, găsești altceva de făcut. Nu cred că mai văzut vreodată cum ai adicat de lângă tine niciodată. Hai, te rog frumos. I-am spus cum mă deranjează, sport transparent. Dacă mi-e îmi plăcea, asta e. Asta e, asta port. Păi astea ți le faci tu în capul tău, Andrei, asta e problema. Hai, pupați-vă și gata. Da. Toate lucrurile astea, că îți place să le exagerezi, deci de la pornești de la o chestie și o faci atât. Până acolo era problema că tu îmi spuneai să ne despărțim și mă vedeai că sfor și veneai ca să mă împaci că ți-eram ele. Nu, și acum tu ai așteptat chestia asta să cauți motive în continuu și acum ți-e ușor, renunți ușor. Mama, a zis Cristina, super, deci mai bine de atât nici nu se putea, nici că o să mai vreodată, așa ai spus. Da, exact. Nu ți-am spus ce m-a deranjat. Nu ți-am spus de zilele trecute că cauți și nu eram transparentă și nu bani ai tu poți să iei salvă ta mea pe mine. Tu ai chef să îmbraci așa, eu n-am chef să rup. Odată ce știi cum mă deranjează, nu mai cere că am plus de la mine ceva. Îmbracă-te, nu zic nimic. Dar nu mă întreba ce am sau nu, nu știu ce. Asta ți-am zis, tot. Nu, ok. De unde schimbarea asta de atitudine bruscă? Că s-a terminat emisiunea, știu să schimb. Ați mai bogat cu 15.000 de lei. Iar când intru în cameră, să-i te direi, nu mai aveam nimic. Oh, le-a rupt. Le-a rupt. Da, ce nici cori, că nu mai le-am niciun perete. Pe nu le-a rupt. Le-ai rupt? Nu eu. Le-a rupt toate pozele care mi le-a scris și cu grijă frumoasă și frumoasă. Mă duc să cau la coșul de gunoi, să vă las post, mi-o lipesc la loc. Doamna Ileana, ați băgat gunoi de la baie, mi-e rău. Și vreau să... N-avem vreo mânușă pe aici? Nu știu. Să caut în gunoi ceva.